seara și bun găsit la Pulsul Zilei. Discutăm astăzi despre poeme și Arad, inspirate din întâmplările anului 1989. L-avem alături de noi în această seară pe actorul Valentin Voicilă. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și ați adus și o carte care își va avea lansarea zilele următoare într-o librărie din centrul Aradului. Da. Dar înainte să vorbim de ea, trebuie să facem o scurtă bază de discuție a acestei serii, acestei emisiuni și să specificăm cam totuși ce s-a întâmplat în 89 și cum v-a influențat pe dumneavoastră, cum ați ajuns mai apoi să scrieți aceste versuri și cum a ajuns această carte pe masa noastră din seara aceasta. S-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple mai de mult, dar s-a întâmplat doar atunci când lucrurile au fost pregătite, schimbarea a fost pregătită. În Europa comunismul cădea, zidul Berlinului cădea, în România Nicolae Ceaușescu refuza să părăsească domnia, conducerea, și astfel a intrat în istoria lumii ca un dictator sângeros. Dacă s-ar fi retras la al 14-lea congres, alta ar fi fost soarta lui, a familiei și a întregii noastre țări. Sătul de comunism, eu nu am crezut niciodată în comunism și nici nu cred și nici nu cred că voi crede vreodată. Sunt un democrat convins, un creștin democrat, ca să spun așa. Sătul de comunism, am considerat că atitudinea unui bărbat tânăr este aceea de luptător, a lupta pentru libertate. Și cum lucrurile se schimbau cu o viteză uriașă în jurul nostru, Ungaria, Bulgaria, Polonia și așa mai departe, Gorbaciov a avut un rol foarte important, am zis că și în Arad ar trebui să ieșim, mai ales că la Timișoara lucrurile se schimbau sângeros, cu vărsare de sânge din 17 decembrie 1989. Și am ieșit în stradă dorind să fiu alături de cei care au hotărât să moară sau să trăiască, dar nu oricum, ca oameni liberi. Am ieșit în stradă în 21 dimineața și m-am alăturat muncitorilor care au ieșit de la marile întreprinderi, orologerie, strungul, vagoane, UTA și așa mai departe. Și fiind actor, oamenii mă cunoșteau, mai ales tinerii, mi-au cerut să vorbesc, eram pregătit pentru că avem un exercițiu al vocii și am stat în fața lor, am făcut și armată. M-a ajutat faptul că am făcut armată, pentru că știu ce înseamnă un tank, un pistol mitralieră, știu ce înseamnă haina militară pe care n-ai voie să o atingi, și toate astea acumulate mi-au dat acea putere necesară de a lua decizii. Nu mai vorbesc de puterea lui Dumnezeu care a fost asupra mea și am avut îndrăzneală, călăuzire datorită lui să nu moară oameni, să-i organizez pe demonstranți și să port un dialog extrem de bărbătesc cu armata și nu numai cu armata, ci și cu membrii Partidului Comunist, începând cu Elena Pugna, prim secretar. Bine, riscurile au fost enorme atunci. Prea puțin știu ce însemna atunci securitatea și ce însemnau acele structuri care țineau sub frâu tot sistemul de atunci. Totuși, au existat oameni care au ieșit în stradă și, iată, au sfidat acel sistem. Ce fel de repercusiuni au avut aceste atitudini, atât în momentul respectiv, cât și după acel moment? În momentul respectiv înseamnă din 22 seara, de la 10:30, când cei doi generali, Nuță și Mihalea, au venit, doi generali criminali, sângeroși, care au dat ordin la Timișoara și au omorât oameni. Nu mai vorbesc cu doi ani înainte la Brașov ce au făcut. I-au bătut la testicole pe cei care au îndrăznit să se ridice împotriva lui Ceaușescu și să-i arunce portretul. Au venit la Arad și a început diversiunea sângeroasă. În urma acestei diversiuni, din 22 seara până prin 25 după ce Ceaușescu a fost executat, cei doi, Elena și Nicolae Ceaușescu, au murit în orașul nostru 19 persoane, bărbați. Și avem 5 morți în alte orașe, dar tot arădeni. Deci arădenii au contribuit pentru libertatea țării cu 23 de vieți. O viață din Ungaria, tot Sándor din orașul Hodmezovașahei. Astea au fost consecințele pentru momentul respectiv. După aceea au existat morți în legătură cu Revoluția din decembrie 1989. E vorba de șoferul meu care a fost eliminat, e vorba de Constantin Bătrână, am scris despre el, Mihai Ruja, procurorul Ruja, care a devenit incomod prin faptul că
a înțeles mai mult decât trebuia să înțeleagă. Doctorul Șerban, care a avut o funcție foarte importantă pe municipiu, a fost omorât mergând într-o vizită la o pacientă, iar soțul a băgat cuțitul în el și, mă rog, acesta a fost motivul oficial. Au mai fost și alții care au fost eliminați după aceea, pentru că Revoluția, aș vrea să vă spun, după părerea mea, pentru că vorbim și eu zic că dacă suntem obiectivi, suntem și puternici, și dacă suntem puternici, spunem adevărul. Și după 25 de ani, după 25 de ani, să spunem adevărul. A fost o diversiune pentru preluarea puterii în decembrie 1989. Ea a fost în avantajul celor care au preluat puterea, dar au fost un tampon între cei care au pierdut puterea și cei care au preluat puterea, o diversiune făcută de profesioniști și, după părerea mea, a continuat până în zilele noastre. Această diversiune nu a însemnat numai a trage cu pușca și a elimina oameni, ci a însemnat și a înălța în structuri anumite persoane care răspundeau la un anumit telefon, la un anumit apel și executau ordine, adică legi votate pentru a favoriza anumite persoane din anumite cercuri. Și de aceea România este unde este acum. Dacă unii oameni, așa ca mine, fanatici, luptători, gata să moară pentru țara lor și pentru libertate, ar fi ajuns acolo în vârf, lucrurile n-ar fi stat așa. Intram în NATO mult mai repede, în Uniunea Europeană mult mai repede, iar hoții erau băgați la pușcărie mai de mult. Probabil că n-am fi vorbit nici despre Mineriade de în anii 90, dacă era cum spuneți dumneavoastră. N-am fi vorbit despre Mineriade și nici despre altele, pentru că vreau să mă înțelegeți și să mă credeți, nu vreau să spun pe cuvânt de onoare, dar serviciile secrete au lucrat puternic în România. Estul a dorit să ne tragă de partea lui, mă gândesc la Gorbaciov și la sistemul sovietic până în 92 și după aceea rus, iar Occidentul a dorit prin pârghiile proprii să ne tragă către el, NATO și Uniunea Europeană. Din fericire ne-am dus către apus și nu către răsărit, dar a curs mult sânge pentru asta și, după părerea mea, diversiunile se fac în continuare prin profesioniști. Nu este ușor. Da, și trec 25 de ani fără schimbări majore, pentru că sistemul rămâne unul greoi și acum. Păi eu vreau să vă întreb riscurile ceva. Riscurile sunt încă foarte mari. Riscurile sunt foarte mari. O întrebare retorică. Ofițerii care sunt vinovați de a ucide, au conjugat verbul a ucide, de ce au fost avansați la rangul de general? Iar cei care au refuzat să bage baioneta în oameni, ca Neculai Diaconescu și alții, Florian Moș în Consiliu, care s-a ocupat de forțele USLA, când am intrat numai buzdugane și plase am găsit, au refuzat să execute ordinul, adică să fim omorâți, așa cum se hotărâse, cum hotărâse Eugen Bădălan, care mai târziu a ajuns general. Iar cei care au fost alături de noi au fost scoși la pensie. Ce sistem este asta? Tocmai cred că aceasta e cea mai gravă condamnare, de a repeta o istorie pe care nu o învățăm, de a repeta lucruri pe care nu le știm și nu le vom ști probabil niciodată, pentru că nu s-au scris. Dar iată, încep să apară documente și chiar și această carte, chiar dacă este una de poeme, adună câteva evenimente importante. Acolo și evocă câteva personaje. Nu-i da. Așa? Din această revoluție arădeană, din 89. Da, o revoluție puternică a unor oameni viteși, al doilea oraș al României după Timișoara, reședința de județ, și un oraș care a ieșit în stradă cam 50%, adică din 210.000 de locuitori cât avea Aradul atunci, au ieșit jumătate. Cam asta este socoteala celor care se pricepeau la statistici. Eu am scris câteva poeme, o carte care poartă un nume mai ciudat, Arad, nu dai numele unui oraș, dar e scris cu roșu, sânge, și reprezintă jertfa, în primul rând, a acestui oraș. Temelia acestei cărți de poeme înseamnă sânge și înseamnă jertfă. A fost scoasă sub emblema, egida Fundației Culturale Ioan Slavici Arad. Domnul Emil Șimandan, care este președinte, a avut un rol esențial în a se naște aceste poeme, pentru că i le-am citit, unele dintre ele, m-a încurajat și această încurajare m-a dus mai departe, scriind, având încredere în mine că pot să o fac foarte bine. De ce ați ales tocmai acest gen?
De ce tocmai poem? Sunt lucruri care vin ca urmare a unor conexiuni. Eu sunt actor și ca actor lucrez în general cu un text, cu o proză, cu un text învățat. Dar sunt și recitator de poezie. Îmi place foarte mult poezia, Eminescu în primul rând și după aceea, mă rog, marii poeți, dar Eminescu în primul rând. Și în mine însumi a avut loc această îngemănare între poezie și proză, între textul jucat pe scenă ca actor profesionist, Molière, Shakespeare, Dere Popescu și așa mai departe, și Eminescu, Blaga și toate celelalte. S-au întâlnit, s-au conjugat și s-a născut ceea ce am scris. Domnul Șimandan le numește poeme în proză. Spun simplu, poeme. Revin la el pentru că a avut un rol determinant în a mă încuraja și pe această cale îi mulțumesc. Cartea se deschide cu un legământ de fidelitate, semnat de domnul Șimandan și această cărticică, eu îi spun cărticică, este dedicată fiicei mele, Maria Margareta, care la Revoluție avea un an și ceva și se juca printre pistoalele mitralieră. Stătea la soacră mea pe Mărășești și acolo erau soldații de la miliție, milițienii, cum le spuneam noi atunci, cu pistoalele mitralieră, când tot orașul se trăgea, eu umblam cu ABI-ul prin oraș, de colo-colo, iar ea, micuță fiind, se juca printre aceste pistoale mitralieră. A fost o experiență ușor traumatizantă, dar... Copiii înțeleg prea puțin din ce se întâmplă în jurul... Poate în subconștient anumite lucruri rămân. Deci această carte este dedicată și dacă îmi permiteți, da, sigur, am să vă citesc poemul care a dat numele acestei cărți, care se numește Arad. A fost odată ca niciodată. Au fost 100.000 de oameni cu minți. Hainele le erau cernite de spaimele morții ce coborâseră peste inima orașului Frate Timișoara. Strungurile refuzau să mai vorbească, lumânările aprinse coborâseră ca niște străjeri, sprijinindu-și tălpile de fierul tăcut. Sunteți copiii noștri, carne din carnea noastră, nu trageți! Se auzeau glasurile femeilor din inima Timișoarei, încercând să întoarcă gloanțele în matca lor. Urletul din femeia mamă se urca până la cer mișcând veșnicia. Cerurile s-au îmbrăcat în haine cernite. Străjerii nevăzuți ai veșniciei au bătut la ușile oamenilor cu minți. Ei sădiseră, construiseră, înrădăcinaseră gândul lor în pământul ce purta un nume sfânt. Arad. Acest nume te ducea cu gândul în țara Domnului, în orașul celor ce aveau nevoie de cetate de scăpare. Dimineața de 21 decembrie 1989 apărea ca o femeie frumoasă vorbindu-ne de pruncul sfânt ce îl purta în pântec. Primele gloanțe i-au sfârtecat degetele lungi ca niște miresme duse de vânt. 100.000 de oameni cu minți s-au așezat în genunchi pe piatră, rugându-se ca Moș Crăciun să le aducă un conducător mai bun. Își căutau tatăl și după 45 de ani îl găseau în ceruri. Cum este să fii vultur, mă întrebam uneori. Mâinile mi-au devenit brusc aripi. Undeva în inima orașului cetate de scăpare aveam 100.000 de pui născuți de curând pe care trebuia să-i hrănesc și să-i acopăr cu umbra aripilor mele. Ce-i frica, ce-i foamea, ce-i setea, întrebări care mă trimiteau la începutul lumii. Luați șarceafuri, scutece de la maternitate, scrieți pe ele visul vostru și iubiți fierul crud ce are chip de armă obosită de sângele vărsat la Timișoara. Strigam. O scară de zugrav și o pâlnie veneau ca un cadou de Crăciun pentru omul vultur. Au fost odată 100.000 de oameni cu minți. Trupurile le erau acoperite de un uriaș steag tricolor. Ca să nu se sufoce depresiunea gândului, au smuls tema deschizând o fereastră spre cer. Ziua și noaptea, noaptea și ziua, mângâiau pământul ce respira liniștit sub tălpile oamenilor cu minți. Dar la zidurile cetății și-au făcut apariția copiii diavolului. Cu mâinile acoperite de sânge, veniseră să fură un vis. Au întins o pânză de paianjen
deasupra ferestrei deschisă spre cer. Trupul uriaș se zvârcolea ca o femeie însărcinată, sfârtecată de lupi. Au fost odată 100.000 de oameni cu minți. În genunchi visau cu ochii către stele. Îmbrăcat în haina întunericului, prințul sângelui le-a furat visul. Lacrimile le-au curs liniștit, acoperindu-le trupurile. Îi vezi mergând tăcuți pe străzi. Undeva, în inima cetății, aerul păstrează în memoria lui trupurile îngenunchiate privind spre stele. Au fost odată 100.000 de oameni cu minți. Acesta e titlul poemului Arad și cel care a dat titlul primei secțiuni, pentru că a doua se ocupă de lumea mea interioară, de copilul meu, de mama mea, de cățelul meu, de ce nu, de visele mele, de cine sunt, de identitatea mea, de testamentul meu, iată ce-ți las după ce plec de aici și așa mai departe. Este foarte important că după 25 de ani de la acele evenimente tragice, dar totuși importante și pozitive, pentru că au fost un catalizator la ceea ce suntem noi acum, ceea ce am devenit. E foarte important să identificăm, mai au acești 100.000 de oameni cu minți posibilitatea de a deveni vulturi, după cum i-ați numit în această carte? Da, au devenit vulturi. Au devenit oare? Da, au devenit vulturi unii dintre ei, pentru că la alegerile care tocmai au trecut, i-am văzut în afara țării cu steagul tricolor, fără stemă, și i-am identificat în sensul de atitudine cu cei din decembrie 1989, gata să lupte pentru dreptul lor esențial de a vota. Și acolo în Occident stăteau cu steagul tricolor fără stemă și spuneau că vor să voteze și au câștigat un drept cu sânge pentru libertatea lor și au luptat pentru el chiar acolo și au devenit vulturi acolo. Au știut să se comporte exemplar, chiar și în afara țării, pentru că printre ei acolo erau oameni care au participat în 89 la Revoluția Română în diferite orașe și au devenit vulturii orașelor lor în alte locuri. Dar vulturi au fost toți. Și tot din această perspectivă, acești vulturi care acum și-au exercitat acel drept esențial, vor deveni oare oameni cu minți în viitorul care urmează? Pentru că mai există precedentul. Da. Așa că există și riscul de a deveni oameni cu minți și de a neglija ceea ce au câștigat acum sau acum 25 de ani. Eu nu sunt un om cu minte. Cu minte în sensul că există o limită în care te miști. Adică ești proaspăt, ești impetuos, ești gata să mor pentru o idee și asta este o cumințenie frumoasă și constructivă. Nu cumințenia aceea care te face să stai cu mâinile la spate și spune da, să trăiți, furăm, furăm, semnăm, semnăm, dăm banii statului ăstuia, da, să trăiți, îi dăm banii lui. Nu asta, este acea cumințenie care te duce într-o altă lume, a jertfei, a zborului și a ei tot cumințenie. Foarte interesant, pentru că putem prezice astfel dinamica lucrurilor care vor urma în această țară. Iată, am avut o a doua revoluție, putem să-i spunem așa. A doua oară oamenii au fost împreună și au câștigat ceva împreună. Cum menține această stare? La ce vă referiți a doua revoluție? Mă rog, la felul în care au ieșit în stradă și și-au câștigat... Dreptul de a vota din nou. Nu dreptul de a vota din nou. Dreptul de a-și exercita... faptul că ei au ales și au găsit opțiunea și s-au bucurat de asta. Rămânem în această stare sau iarăși intrăm în lehamitea pe care am avut-o din anii 90? Acum vreau să vă spun că eu ca român am studiat psihologia poporului meu. De asta vă este întreb. Blând și liniștit. Dar când e cazul, se ridică și gata să moară pentru o idee.
Suntem acuzați că suntem mult prea cuminți, mult prea liniștiți și nu reacționăm. Când trebuie, reacționăm. România au reacționat în 89 și au fost gata să moară și nu i-a scos nimeni. Că au existat forțe, mă rog, obscure care au acționat într-un mod premeditat. E adevărat, se întâmplă și s-a întâmplat în lume de atâtea ori. Dar acea masă extrem de puternică care a fost și aici la Arad, o forță care putea să dărâme tot sistemul, dar să-l îmbrace în sânge, și n-a făcut-o pentru că a știut să se oprească atunci când a fost cazul. Și am spus, nu mergeți la vârf, pe vârful Cudor și nu dați foc la sediul poliției și al securității, că ale noastre sunt clădirile. Nu distrugeți nicio clădire. S-a întâmplat în țară lucrul ăsta și s-au distrus clădiri și au fost omorâți oameni și călcați în picioare. Și am oprit de la așa ceva. Deci eu cred că românii în momente cheie se pot ridica, mobiliza, lupta, dar în general sunt blânzi și cuminți și eu nu-i acuz de nimic. Dimpotrivă, eu cred că sunt unul dintre ei și mă simt onorat să fi făcut în decembrie 1989 acel pas, nu singur, ci cu mulțimea, care a devenit un singur trup, așa cum am spus. Ce sfat ați da generațiilor care n-au prins acel moment? Celor care au fost prea tineri sau care n-au înțeles acel moment? Cam ce ar trebui să însemne pentru ei 1989? În primul rând vreau să vă spun că este un moment de mare cotitură. 45 de ani de comunism, în comunism ni s-a spus că Dumnezeu nu există. Ori după 45 de ani, dacă vedeți imaginile din stradă de la noi, oamenii stau în genunchi pe piatră și spun Tatăl nostru. Este extraordinar. Este înălțător. Cerul s-a unit cu pământul. Ce le spun tinerilor? Le spun așa, că atunci când ești în impas, rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea Mântuitorului, a funcționat. Cum a funcționat? Acele puteri care încercau să ne ducă în conflict, armată cu demonstranți, forțele Întunericului, cum le numim de atâtea ori, oameni care erau de fapt mistuiți de a ucide, de a se răzbuna, n-au putut să o facă. Nu pentru că am fost eu grozav, ci pentru că ne-am rugat zi și noapte. Două zile și o noapte ne-am rugat în stradă și nu s-a putut declanșa nenorocirea cum s-a întâmplat în București și în atâtea locuri în țară. Două zile și o noapte să stai în stradă cu atâția oameni. Le spun tinerilor, uniți într-un moment foarte greu și în rugăciune Tatăl nostru și Dumnezeu îi ajută. Asta e învățătura mea. Asta am învățat eu. Pentru că timpul alocat emisiunii este foarte scurt, mai avem circa un minut în care dumneavoastră să invitați publicul arădean în acea librărie din centrul orașului, pe care, din păcate, nu putem specifica, unde veți lansa această carte și să... Miercuri, la orele 18, undeva în centrul orașului, pe o străduță foarte mică, la o librărie. Nu mai pot să mai citesc nimic, nu? Foarte scurt, putem. Aș vrea ca să le las celor care ne privesc un mesaj. Se numește Castelul din Gând. Aveți camera, de acolo adresați-vă direct publicului. Când zâmbetul întunericului te va înlăcrima, când izvoarele dimineții vor naște apusul, când oasele uitate în trup vor chema răcoarea sângelui, să știi că ți-am pregătit un castel. Intră în el și mângâie tăcerea mătăsii de lumină. Ascultă muzica florilor la încoronarea regilor curcubeului. Dormi în amintirea vulturului de cristal. Când voi zbura spre zenitul durerilor înmirezmate, să știi că ți-am dăruit un castel, să știi că ți-am lăsat un gând, castelul din gândul meu. Vă mulțumesc pentru prezența la Pulsul Zilei. Iată, aceasta a fost formula de încheiere a emisiunii noastre. Mulțumesc. Sper să ne mai revedem aici cu alte detalii despre Revoluția din 89. Da. Dar până atunci ne luăm rămas bun și mulțumesc. Nu uitați, dragi telespectatori, că vă așteaptă o lansare de carte în zilele următoare. Până atunci, o seară plăcută alături de TV Arad. Numai bine! Numai bine!